19 ani. Cristi, trei întrebări scurte legate de jucători. 1. Ce se întâmplă cu Bârligea? A fost la Marijana? A fost la Mariana pentru a avea acea intervenție faimoasă, să spunem așa. Da? O perioadă aglomerată și pentru Mariana, din ce am înțeles, dar îi mulțumim și pe această cale. E tot campionatul acolo. Înțeleg că toată Superliga e pe la Mariana. E toată Superliga. Au fost mulți jucători. La fotbal jucătorii se accidentează. Dar ce a avut Bârligea? Ce a avut Bârligea? O leziune musculară. Da. A ieșit la pauza la meciul cu Oțelul. N-am mai putut să ne folosim de el în repriza a doua. Și a lipsit la antrenamente. A fost introdus pe final. Probabil nu a jucat la turație maximă, a încercat într-o oarecare măsură să se protejeze, mai ales că scorul era deja 3-1. Uh-huh. Și am vrut să vedem dacă intervenția a fost de succes. Și important este că a terminat meciul sănătos. Am înțeles. Deci este apt. Deci face fata asta, doamna asta, face minuni, înțeleg, a? Da, în cele mai multe situații și cazuri, da, reușita este senzațională. Am înțeles. El cât a avut? Cât a avut? Leziune? Ce a avut? Noi spunem ruptură. Păi asta și cât a avut? Cât a avut? Cât a avut ruptura? Aici e greu de stabilit pentru că apare și acel hematom și atunci nu știm exact cât este de mare. Important este că l-a refăcut. Pentru meciul... avut și Camora. Da, pentru meciul următor Bârligea e refăcut? Adică e la 100% pentru meciul următor? Meciul următor este joi, azi este marți, adică e poimine. Păi da. Meciul de cupă. Văzând că a terminat meciul sănătos, noi zicem că da. Rămâne văzut cât va fi introdus. Sau da, nu, bănuiesc că nu vrea să-l forțați să se mai întâmple ceva. Doamne ferește. Da. Tsakidis. Sau cum îl... Tsakidis, da, și el a fost la Marian. A, și Tsakidis a fost la Mariana. Ok. A revenit duminica. Așa. Când îl vedem? Ar fi fost periculos. Când... Cum? Ce ar fi fost? Ar fi fost periculos să-l introducă. La eleziune a fost mult mai mare. Bun, și când? Și e mai masiv, are musculatura. El, Tsakidis pare gras, dar să știți că nu este. La țesutul adipos stă mai bine ca mulți jucători. Uh-huh. Și când ar putea reveni? Stafful tehnic cu cel medical, ei sunt cei care... Așa, aproximativ, adică ar putea fi apt pentru meciul din campionat de weekendul viitor? Da, cred că da. Vești bune. Vești bune, spunea, vești bune, spunea Florentin Pete într-o intervenție la noi acum câteva și minute. Krasnici, și el a avut problema. Musculatură la meciul de Cupa României de la Alexandria. Și nu poți să crezi, și Krasnici a fost la Mariana? Nu a fost la Mariana, dar și-a revenit și el, a început să facă cu echipa. A, bun, deci e apt și Krasnici, nu? Dar mai bine nu aducem noi pe Mariana aici în România. Da, mai bine. Să stai aici. E important, Cristi spune... Vin jucător și de la Real Madrid, de la Antecap și Luka Modric a fost acolo. Și bam face femeia aia la Belgrad, îți dai spunea, seama. Spunea Florentin Petre Adineaur că Tsakidis, după părerea lui, este cel mai bun mijlocaș din campionatul României. Că așa de mingea, eu dau mingea cu mâna cum o dă el cu piciorul. Păi da. Nu, dar aici sunt două exemple clare, și diferență și antiteza. Deci vine Tsakidis, experiență mare, și vine Celibidache la Craiova, lui Cârțu Curtici. Da. Eu cred ca aport, ca imagine lăsată, cum să spun, a câștigat clar Tsakidis duelul. Deci doi jucători care au jucat la un anumit nivel, care au... Nu, până la momentul ăsta total, ai dreptate total, nici nu există... 32-3 și Tsakidis, top acolo, e 32-33 de ani. Iată cum arată unul și iată cum arată celălalt.